A fost un an dificil pentru apicultorii din județul Hunedoara. Cantitatea de miere de salcăm obținută de aceștia a fost cu 80% mai mică față de anul trecut, informează Ager Press. Per total, 2019 a fost un an dezamăgitor pentru stupari, vremea capricioasă, punându-le mari probleme. Pentru a beneficia de ajutorul de la stat, apicultorii trebuie să aibă familie de albine înscrise până la 1 martie 2019 în baza de date națională gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie și să fie autorizați de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Protecția Alimentelor. Vremea capricioasă a afectat munca albinelor, iar producțiile sunt dezastroase pentru mierea polifloră și cea de salcâm. Informația a fost confirmată de președintele Asociației Crescătorilor de Albine Hunedoara, Iosif Corb. Apicultorii pot beneficia în acest an de ajutoare de minimis din partea statului pentru compensarea unei părți de pierderi. Cererile de sprijin urmând să fie depuse cel târziu până la 31 octombrie la sediul Direcției Județene pentru Agricultură Hunedoara. Valoarea ajutorului de minimis este de 20 de lei pentru fiecare familie de albine. Nu este mult, dar nici puțin comparativ cu ceea ce s-a primit în anii trecuți. De precizat că, în urmă cu trei ani, susținerea financiară din partea statului era de numai 4 lei pe familia de albine. Acesta a oferit cifre concrete privind producția de miere de anul acesta, precizând că cea mai afectată a fost mierea de salcâm, cu o scădere de 80% față de anul precedent. De asemenea, o reducere s-a constatat și la producția de miere polifloră, aceasta fiind mai mică cu 20% față de anul trecut. A fost un an slab pentru apicultori. De aceea le oferim sprijin apicultorilor în completarea cererilor pentru ajutorul de minimis și la sediul asociației noastre pentru ca oamenii să poată beneficia măcar de acești bani, a precizat Iosif Corb. Pentru a beneficia de ajutorul de la stat, apicultorii trebuie să aibă familiile de albine înscrise până la 1 martie 2019 în baza de date națională gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie și să fie autorizați de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Protecția Alimentelor. În cazul persoan Persoanelor fizice se mai solicită și un certificat de producător emis de Registrul Agricol din primării, o copie după actul de identitate, dovada unui cont activ în bancă. Persoanele juridice vor depune și o copie după înregistrarea la Registrul Comerțului.